Salutare tuturor și bine m-am regăsit la episodul cu numărul 3 din cariera cu Palermo. Episodul ăsta se anunță a fi unul incendiar pentru că am ajuns din nou în perioada de transferuri. Da, deja, deja trece destul de repede timpul. Foarte mulți mi-a zis, bă, simulează uh, simulează acolo, nu nu am văzut comentarii la modul, bă, joacă meciurile, pentru că sunt meciuri destul de neimportante uh, adică totul suntem pe primul loc nu este chiar așa mare uh, pierdere dacă nu jucăm meciurile și le simulăm, pentru că ne păstrăm pentru seria, trebuie să ne jucăm acolo în seria ca lumea, suntem pe primul loc în campionat și în momentul de față, uh, am simulat mai mult ca să ajungem în ianuarie în luna de decembrie avem un singur luz în cupă, deci am ieșit din cupă, asta este oricum nu prea aveam mari șanse în cupă uh, în rest am făcut două egaluri, trei victorii și aici în noiembrie rămăsese meciul cu Benevento și uh, am mai făcut o victorie acolo cu ultima echipă, nu știu cum se numește în rest am ajuns în ianuarie și urmează să facem mari transferuri pentru că au venit banii de pe Di Mariano, golgheterul nostru care a plecat din păcate la LASC dar ne va ajuta, ne vor ajuta banii pe care îi primim pe acesta. Va mai pleca încă un jucător, un jucător de atac. Am luat un milion de euro pe acesta. Nu este un jucător pe care îl foloseam. Este vorba, este vorba de Brunori. Nu cred că a jucat niciun meci. Uh, hai să vedem ce notă luăm, luăm nota B, ceea ce este foarte foarte bine, uh, chiar uh, aveam jucători acolo și da, eu zic că e super super ok, faza e că au mai plecat jucători din uh, pe care i-aveam -i în loan, asta este, se mai întâmplă și am rămas aici puțin descoperit pe partea stângă nu avem un jucător peste 70 OVR, mă rog l-avem pe Romero care este sub 70 dar să crească foarte repede 5 skill moves pentru Romero, mă bucur foarte foarte mult Tănase în ultimele 6 luni de contract, momentan nu pot să-i ofer contract, am mai încercat și nu pot să-i ofer contract lui Tănase este în ultimele 6 luni să sperăm că nu vom pierde un jucător de genul gratis. Uuuu, ce avem aici? Alberto Aguilar. Alberto, băiatul ăsta nu e 5 10. Dar Alberto costă 3 milioane. Wow, ce am găsit aici? Al facem left winger direct. Nici nu stau pe gânduri sau să-l facem striker. Striker avem deja, l-avem pe man. Hai să vedem. Aguilar, Oh, 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 nu ne mai trebuie jucător pe partea aia Hai să-l facem left winger uh, N-ar trebui să dureze mult două săptămâni Mamă ce jucător avem aici Bine că l-am trimis în Uruguay 77 uh, pace 62 shooting Bine rău Bine bine rău Am zis că căutăm următorul uh, Cavani Dar mergem, mă Merge mă și un jucător de genul ăștia Nebun Aguilar Care are 74-94 potențial da, și asta este cea mai bună echipă pe care putem să o trimitem Deja nu se mai simte lipsa lui Di Mariano Chiar, chiar mă bucur Avem meci cu Ascoli Ascoli nu știu pe ce loc este Dar nu contează Avem chestii mai importante de făcut acum Cum ar fi transferuri Facem un egal tănase și man înscriu România și noștri Ceea ce este foarte, foarte bine Un punct de la Ascoli Da, pierdem jucători Pierdem jucători pentru că nu-i jucăm Uh, Betela pleacă înapoi la Monza Și Vido Asta nu e o veste foarte bună Vido era un atacant de rezervă destul de ok uh, Hai să îi încurajăm pe băieți Mateiu nu este împrumutat Aveam impresia că Mateiu e împrumutat Și cred că asta am zis episodul trecut Deci deja nu prea mai avem o bancă foarte solidă aici Va trebui să ne bazăm mai mult pe tine jucători Oricum Echipa e super ok ca să terminăm campionatul Dar o să avem nevoie de foarte mulți jucători sezonul următor, așa că am o idee și haideți să vedem ce reușim cu ideea mea și cu banii aceștia, 4 milioane de euro. O să încercăm de data asta să vorbim cu băiatul ăsta e Sugo, știți că am mai încercat odată cu e Sugo și uh, mulți mi-a zis, bă, Încearcă să-l mai ei pentru că este destul de bun. Short term pentru SUGO și o să încercăm să-l cumpărăm pe puțin bănuți. Ok, o să acceptăm 60-40 și nu e vorba de o sumă uriașă și o să încercăm uh, nici nu știu cât e cota lui. Ia să verificăm. Cota lui e de 2 milioane, așa că voi încerca 1 milion 300 de mii, 1 500 de mii. Ok, nu e mult, nu e puțin. Ah n-a acceptat. Oh, și era bune sugo. Aia a crescut cota de aia. Ok, o să mai încercăm o dată, dar n-am știut. Avem meci cu Pisa. Pisa, echipa noastră aici din Liga B, din seria B, cu foarte mulți români, Și uite Moruțan, Rus, Ioniță și mai era, mai era cineva, parcă Marin. Marius Marin. Hai să vedem ce facem cu Palermo. Palermo pierde împotriva celor de la Pisa. Asta este, mai și pierdem Hai să vedem, suntem pe locul 2 în momentul de față uh, Și o să urmezi și mergi direct cu Parma O să fie interesant deci treaba asta în felul următor Am stat foarte foarte mult să caut acei jucători Pentru că nu sunt foarte mulți A trebuit să iau echipe în parte Să, să găsesc jucătorii ăștia Și am făcut o listă de jucători Care Urmează să le expire contractul adică urmează să rămână fără contract în sezonul următor și putem să-i luăm uh, cum ar veni liber de contract trebuie doar să le plătim salariu și să le luăm să-i luăm de acum uite de exemplu Fred Firmino Di Maria Mariano uh, băiatul ăsta vreau neapărat să le iau pentru că este free agent și ce care potențial mi-ați mi recomanda voi. El l avem și pe acesta aici. Bă, sunt foarte mulți jucători. Uite, Radu rămâne fără contract, Handanovic. Bă, deci chiar chiar foarte, foarte mulți jucători. Acum trebuie să mă gândesc pe ce poziții trebuie să luăm jucători. Deci a zice un LB eventual să luăm acolo în mijloc. Și da, cam pe orice poziție în principiu Dar în orice caz, hai să vedem cu cine începem Bă, aș fi luat și un portar Vreau să iau și un portar, nu știu dacă să-l iau pe Handanović Cred că o să-l luăm pe Handanović uh, de la Inter Și nu cred că o să ne coste foarte, foarte mult Pentru că e totuși un portar de 38 de ani O să vedem important, vrea crucial, ok Uh, vrea un an uh, Cred că putem să-i dăm 2 ani Să-i dăm contraofertă Foarte bine Handanovic care e stonks acolo la Inter Așa Și haideți să vedem O să încercăm cu 7000 pe săptămână Dacă nu acceptă Asta este Da e, e, prea puțin pentru, pentru acesta Deci probabil o să luăm pe Ochoa Avem nevoie de încă un portar acolo uh, De calitate pe lângă Piglia Celi Hai să vedem cu Ochoa Ochoa vrea și el crucial Hai să dăm 3 ani lui Ochoa, poate vrea O, vrea și el 2, ceea ce e foarte, foarte bine Și vrea 6.000 pe săptămână Ceea ce mi se pare super ok 6.000 pe săptămână Portarul care se zice că joacă numai la campionatul mondial Așa se zice despre Ochoa Vine liber aici de contract pentru un salariu destul de bun Îl, o, îl primește Denis Mann care are fața în joc Bine, rău Bine rău, hai să vedem uh, cât de bine este primit acest transfer, ținând cont că este un transfer fără bani. Hai să vedem și nota lui este, nota, foarte bună notă, uh, clar este pe, peste pilii acelii, nu prea voiam să le iau așa din prima pentru că na, nu, nu am zis să mă, să mă grăbesc. Hai să vedem cu Alexis Vega, Vreau să le iau și pe băiatul ăsta pentru că Cică are potențial 82-83, o să-i dăm un important, uh, crucial vrea, care o să fie locuitorul lui Di Mariano, clar o să joace uh, tânărul jucător acolo, uh, dar uh, băiatul ăsta îl iau ca să fac profit pe el, uh, nu știu, sezonul următor în principiu. 11.000, Stonks, un super transfer liber de contract, tot așa, hai să vedem ce notă luăm pe acesta, este tot așa probabil un A pentru că nu avem a jucător pe poziția de left winger și cum am zis, este una, era destul de clar. 20 de milioane value. Ho -ho! Ce am găsit acolo? Hai să vedem, vreau să-l iau și pe Fred. Vreau să-l iau pe Fred de la United. Crucial vrea acesta. Dacă o să vrea 10.000 pe săptămână, uite, să-i dăm 3 ani. Accept acesta, o să fie un jucător care ne ajută o perioadă de timp, după aia o să devină rezervă și eu zic că e o rezervă de lux, frate, rezervă de lux, Fred. Uh, hai să vedem cât o să-i dăm, îi dăm 10.000 pe săptămână, așa zicea ăla, să sperăm că acceptă. Ok, zice cu insultă, asta este următorul. Hai să încercăm să luăm pește Ștefan Radu, îl naționalizăm aici la echipa noastră, încă 2 ani vreau Radule, Vrea Radu 2 ani de la noi uh, 15.000 pe săptămână E cam multicel din punctul meu de vedere Cred că ne-am înțelege un 13.000 Și mamă vrea 16.000 Hai încă 1000 mai puțin Sunt cam zgârcit acum Radule Ce să zic și eu că nu vreau bani 15.000 uh, Ce, ce s-a întâmplat? Acceptat? Acceptat! Și Radu va veni liber de contract în uh, vară ceea ce este foarte, foarte tare, fără niciun ban, deci trebuie să ne bazăm acum puțin pe transferurile astea, pentru că nu avem de ales, Radu care are 74-75 OVR ar trebui, nu? Hai să vedem ce OVR are, bam, 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 74, o să fie bun acolo câteva meciuri, un sezon eu zic că o să fie stonks. Da, din păcate tot încerc să caut jucători Care rămân fără, fără contract Și cam greu Sincer, pentru că Nu sunt mulți, chiar nu sunt mulți Pe bune că nu sunt mulți, avem aici Trei variante de atac, Firmino, Merton Și Di Maria, o să ceară destul de mult salariu, dar uh, trebuie să alegem Unul dintre ăștia trei, zic eu Și uh, aș vrea Totul să le iau pe Fred, aș vrea să-l iau Pe Fred acolo în mijloc, nu e nici bătrân O să ne ajute destul de mult uh, Așa că o să aștept să-i dau o ofertă noul Fred și mă mai gândeam la băiatul ăsta, Alan Virginius, trebuie să-l iau neapărat, mai ales pentru nume. Uh, I-am dat acolo scout, are și potențial, băiatul trebuie acolo ceva pe dreapta. E sugo, poate iară facem ceva. Uite, băiatul ăsta mai putem să-l luăm uh, în mijloc, dacă nu merge cu Fred. Uh, s-ar putea să vină acolo, Radu acceptat. Hai să mai simulăm puțin să să se ducă așa din uh, din oferte, urmează și mergi cu regii, regina. Ofertă pentru solerii Bă, bine rău Dacă am luat un milion jumate pe solerii Eu zic că ar fi forță Ar fi forță rău de tot uh, Ne va permite să facem mai multe transferuri uh, Nu cred că putem Să ne ducem așa departe Dar încercăm totuși 1.300.000 pe solerii Eu zic că este o sumă foarte foarte bună Hai încă o dată cu Esugo E a treia oară când dăm pe Esugo Săracul cred că s-a săturat de noi E Sugo, tată, trebuie să vină la noi short term, da, până la finalul sezonului, după aia să îl cumpărăm. 50-50 cred că e ok, nu are salariu foarte mare și o să încercăm să dăm 1.800.000 pe el, el are o cotă mult mai mare, hai să, să păstrăm la 2 milioane și e numai bine, jucător cu potențial, jucător cine va ajuta aici, a 2 milioane 100, dă tata, nu mai contează, 2 100 pentru un jucător, 17 ani, care are potențial 83, cred că ceva de genul. Echipa arată așa pentru meciul următor, Vega își face debutul Ochoa și el, uh, echipa arată foarte, foarte bine după aceste noi achiziții. Hai să vedem ce facem cu Regina, 3 la 0 Vega, deja debutează cu un gol, ceea ce este super, super bine, l-am luat și gratis, uh, chiar pff, life că ești nebun. Vine Sugo, doamne cât am încercat să-l aducem pe jucătorul ăsta, incredibil Bine ai venit Sugo, numele lui e și Fanny pentru români uh, Jucător cu potențial, jucător ce ne va ajuta pe viitor Hai să vedem uh, ce... Aba, ah, nu! A plecat ăsta? Bă, dar arăta că a venit, gen Ok uh, Nu știu care e faza Habar n-am a, uite și e sugo, da, da, da a fost e sugo 6 luni pentru sugo, bă, trebuie să luăm Minimum B, zic eu Minimum B pentru el, a, nu ne dă Notă, a, ok, nu ne dă Notă, a, el e cât dâmul. nu știu de ce l-a comparat acolo cu Altcineva, bă, băieți avem nevoie de Nu știu, am un 2 Îmi plac, am un 2, îmi plac, da. Mai degrabă aș avea nevoie de un jucător pe poziția din dreapta Pentru că nu avem pe dreapta Așa că Di Maria va fi prima noastră opțiune Dacă nu, îl facem cu pe Firmino pe dreapta Clar, e un nume mai răsunător uh, Firmino. De fapt, știi Maria, e un nume destul de mare Totuși a jucat PSG, Real, uh, Man United, Juventus Bă, nu poți să-mi să zici tu mie că e un nume micuț, Di Maria Acum cum ai, acum? Cât să-i dăm noi lui Di Maria? 50 de mii? Hai să încercăm cu 40 de mii, nu știu, ha, baran, cât o să vrea Oh, vrea mai mult Da, Di Maria s-a dus, mai avem două opțiuni uh, Firmino sau Mertens Hai să încercăm pe Firmino Să lei gratis pe Firmino, eu zic că e ceva Stonks, mai ales uh, forma în care e uh, poate, poate să revină Hai să-i dăm 3 ani Cred că o să vrea, vrea un an Hai să-i dăm 2 Mereu când îți dă un an Înseamnă că mai poți să-i pui încă unul uh, Vreau un release clause uh, Nu vreau să-i dăm uh, Clause de reziliere Și hai să vedem salariu. Mamă, aici e aici 70.000? Hai 80.000, nu știu Hai, hai să încercăm 80.000 100.000 pe săptămână vrea mm, Da, i-aș mai scădea puțin 90.000 Dacă acceptă, e top E top, e top, e top, e top termino vine aici uh, deja deja îl primim dar ideea e că e un precontract nu vine acum uh, ce caută hazard What the fuck Ce caută hazard acolo uh, Băieți ce cauta hazard acolo OK nu mai zic nimica Liverpool trimite un jucător la Palermo dacă ăsta nu e a Așa ziceam și eu frate, Asta e clar una uh, Poate o, o să joace Cam, poate o să joace pe dreapta Vedem cum, cum jucăm cu acesta uh, Luca poate să joace și pe dreapta Ceea ce este foarte, foarte bine Lu Roberto Firmino vine gratis uh, la Palermo Și hai să vedem dacă mai aducem vreun jucător V-am zis că aș vrea să-l aduc pe băiatul ăsta, Virginius Uh, hai să vedem uh, dacă reușim să-l aducem Dacă este prea scump Dacă ne permite bugetul Uite o să-l dăm așa pe Tânase Tânase care nu putem să-i renoim contractul Plus un milion Dă fix cât este Virginius Bă nu vrea uh, Bă dar nu cere mult Nu cere foarte mult uh, Ia să vedem dacă putem să-i oferim altceva Totuși Ăsta nu cred că o să-l vrea sincer Hai să dăm 2 milioane 2 milioane ar fi top 2 milioane ar fi foarte bine pe Virginius uh, Și nu mai avem jucător acolo V-am zis Tănase probabil va pleca Virginius 2 milioane 300 de mii E destul de ok Și e ca și jucătorul nostru deja Și pe săptămână un, un, contract corect aici Și hai să vedem ce notă luăm pe Virginius Pe poziția lui mai este doar Tănase Deci uh, clar nu o să fie așa mare competiție îl salutăm aici pe Virginius care Lord Virginius alături de Sugo O să facă un cuplu frumos uh, Ia să vedem ce notă luăm cu Virginius N-am plătit atât de mult pe el Nu mi se pare o sumă foarte foarte mare Potențial undeva la 82-83 Notat, datat, Virginius e ce trebuie Ne încercăm norocul și cu băiatul ăsta Dacă o să fie, nu știu, uite îi dăm 2 ani Uh, dacă o să fie undeva la 25 O, oh, cere foarte puțin salariu A, ah, și cu golurile uh, Mamă, dar nu avem Remove bonus Deci dacă îi dau remove bonus am Gata, l-am luat și pe ăsta Păi ești nebun? Ia să vedem ce notă luăm și pe ăsta Liber de contract, nu mai putem să luăm pe Fred S-a dus perioada de transferul Nu o să, nu să putem să-i facem un deal nou Gue, uh, Care vine de la Sevilla Îl știu pe băiatul ăsta de ceva timp n a ieșit la niciodată, dar o să fie bun acolo E versatil, poate juca cât de Poate juca cât b. Uh, deci o să fie foarte bine 12 milioane valoarea lui Haideți să vedem ce transferuri am făcut Pot să văd eu oare ce transferuri am făcut uh, Perioada asta? Cred că da Deci avem un fel următor Roberto Firmino Liber de contract Wedel Wedel o să-i zic Guedel, să nu zic Guedel și că sună ciudat Guedel. Este aici 31 de ani liber de contract. Acest băiat a plecat. Sugo vine și el împrumut. Virginius. 2.300.000, Radu gratis. Ocioa gratis. Vega gratis. Băiatul ăsta a plecat. Di Mariano a plecat și el. Și aici intrăm în transferurile de dinainte. Și haideți să vedem cum ar arăta echipa fără jucătorii. Care urmează să vină sezonul următor. Echipa arată excelent, n-am ce să zic, Ochoa o să fie aici un sezon probabil, o să-i găsim în locuitor, Piglia cel este rezerva lui, vedem ce facem și cu Piglia celii că se apropie de 30 de ani, Esugo pe bancă o să ia foarte rapid locul lui Segre, Uh, pe care o să-l dăm Virginius aici în dreapta O să-l creștem, o să-l facem forță pe Virginius Vega, Romero și Mon, Atacantul nostru Să vedem situația lui Tănase Pentru că n-am idee ce o să se întâmple cu el uh, Tănase care nu a vrut să prelungească contractul Mai încercăm se termină și perioada de transferuri și urmează meci cu Palermo. Palermo care e acolo, cred că pe primul loc. O să jucăm cu Virginius sau cu Tonasi? Jucăm cu Virginius, îi dăm o șansă uh, lui Virginius. Uh, vreau să mă uit peste Sugo. Mamă, e Sugo e peste. Uh, ca și statistici, uh, vreau să fac aici din nou echipa să stea toată lumea pe poziția lui uh, și cam asta este echipa, da, pe banca de rezerve nu cred că pot să pun altceva în rest. Uh, Gomez aici, Segre, Marin și pe echipa de start ați văzut-o deja, uh, cred că putem să îi dăm, dar vreau să mai fac niște tactici aici pentru că nu prea mi-a plăcut cum s-au descurcat băieții data trecută. Deci suntem la egalitate de puncte cu Parma, o să fie derby, cred că cel mai important meci de până acum. Uh, Meciul cu Parma, uh, bătelia pentru primul loc, cine o să termine pe primul loc, deci e destul de important. Haideți să vedem ce echipă are Parma, Mihailă, Romanioli, nu știu că e Romanioli ăla pe care îl știm cu toții, nu, că ăla joacă la Lazio, cred. Uh, Bufon în poartă și în rest nu prea știm jucătorii. Da, hai să-i dăm drumul la meci. Vedem aici stadionul, tematica de roz, ce îmi place, cum l-am făcut, Palermo versus Parma, foarte frumos, fosta echipă a lui Man. o să fie foarte, foarte tare, vedem aici arbitrii cu Italia, totul licențiat, frumos, aici cine e ăsta frate? Nici nu știu, credeți-mă că nu știu cine, cine băiatul ăla, cine ar trebui să fie, un jucător din squad probabil Haideți să ne dăm drumul la meci Debut pentru Esugo Și jucăm pentru prima dată cu mulți, mulți jucători Virginius, Virginius aici am bantă pentru Luca Luca pentru Denisman Denisman, apără bufon Apără bufon Prima noastră ocazie, destul de importantă Hai pentru Scalvini Pentru Scalvini Uf, Ce a fost acolo? Ah, pără bufon din nou Denizman acolo Ocazii foarte bune am dat niște tactici acum lui Denizman Și îmi place Îmi place cum se poziționează Este înalt Trebuie să-i facem doar weak foot mai bun Scalvini versus atacantul ăsta Ia să vedem Pas în fața porții Ocioa, Ce faci Vasquez Fostul nostru jucător De acum mult timp Înscrie deja primul gol al partidei Dar uh, A fost și prima lor ocazie Bravo, Scalvini, bravo, bravo, bravo. Vega, Vega, să vedem cum se descurcă, dute. Oh, rămâne mingea la noi. Denis Man pentru Vega. Vega, Deschidesco Mă rog, nu deschide scorul Dă un gol pentru noi și egalăm. Ceea ce este perfect. Vega, nou nostru transfer. Ce bine s-a demarcat acesta. Mai bun decât uh, Di Mariano. Alexis Vega. Mai bine decât din Mariano s-a demarcat aici și bam! 1 la 1. Deja se întoarce meciul. no, Vasquez dublă! Mă ce se întâmplă, Vasquez? Să răzbună acum pe noi. Du-te, Denis Ban, Denis Ban, față, în față cu bufon, bufon! Scoate bufon, incredibil! Mi era să dau uh, cu stângul Aia era problema Aia să vedem o centrare. Scalvini Tot pentru noi este Luca Luca Scoate bufon Bine mă Bine măcar am, avem, avem ocazii Care avem ocazii Hai să vedem o centrare Greu Greu să treci Boloca Daniel Boloca ei din nou, aia vreau să văd, ia uite aici am în fața fanilor, aia vreau să văd, mamă în fața galeriei lui Palermo, nu Palermo, lui Parma, mereu încurc echipele astea două când joc, bine mă Boloca, nu prea dă el goluri bă, dar și când a venit bine acolo în careu, bine rău de tot, hai 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 că mai putem un gol, hai să luăm 3 puncte să, să mergem pe primul loc, bine aici de posedare, de Lisbon de pentru... Tănase. Bine. Da, da. Florin. Tănase. Mamă, cât de bine s-a stricurat acolo. Mamă, kick-off glitch direct pe carieră. Tănase. Totu. Nu. Cum era? Cum era să dăm direct gol, bă? Direct gol. Tănase intra foarte bine ca și rezervă. Virginius. Da. Uh, cred, că, cred că ne mulțumim cu rezultatul asta? Virginius Bă, nu vrea, nu vrea Bă, are și 52 shooting, ești nebun Ce să vreau de la un uh, winger cu shooting-ul ăsta Vega, foarte bine, se, simt, se simte bine Vega Nu știu, e foarte, foarte... Agil, Tănase Tănase pentru Boloca Mamă, cum era încă un gol de la Boloca Denisman, Denisman 4 la 2 bă, 4 la 2, atacantul nostru, Denisman Aia vreau să văd, 4 la 2 Contra fosta sa echipă și se termină meciul Bă, ce meci frumos, bă Am început foarte prost primele partide Dar uite-te aici Ce meci frumos Mă refer când am jucat, că nu prea am câștigat Că am jucat și highlights, am jucat și alte chestii Bă, cât de frumos a fost meciul ăsta Nota 10, hai să vedem și statistici Echilibrat, au avut și șuturi Bă, așa da meci 4 la 2 Cel mai frumos meci din sezonul ăsta, zic eu Deschide, au deschis scorul, după aia iar ne-au condus, am egalat de două ori, mama, a fost nebunie, nebunie. vei meci cu Sud Tirol, nu știu ce echipa asta, n-am nicio idee și facem egal cu Sud Tirol, what? Nu e nici măcar în primele șase, cred. chiar, chiar vreau să mă uit Toți sunt de pe primul loc Ceea ce este foarte, foarte bine Da, da, un top destul de lejer zic eu, adică un top destul de corect și cred că se împarte în două grupe, nu? cred că o să se înjumătățească Probabil cum e la noi, play-off, play-out, ceva de genul cred că o să fie, poate cum este și în liga a doua, în orice caz noi suntem pe, pe primul loc ceea ce este foarte foarte bine. Uh, hai să nu uităm ce avem pentru episodul următor. Aș vrea tot așa 2-3 luni să trec. Poate chiar terminăm sezonul uh, episodul următor. Avem meci aici cu Veneția destul de tare. Uh, cu Genoa. Aici un Cagliari. Uh, deci uh, meciuri destul de tare. Ah, A, nu. Înseamnă că nu cred că se Nu se împarte dacă până în aprilie încă sunt meciuri. În orice caz, echipa asta se descurcă din ce în ce mai bine. Vreau să văd cine este golgheter în momentul de față după ce a plecat Di Mariano. Este Denis Mann, are 9 goluri, 8 asisturi, wow, bine, și are plus 3 acolo. Denis Mann, Tânase, are și el 6 goluri, Romero 5 și... S-a descurcat bine Romero, n-am ce să zic Mateiu și el, 3 goluri Vega, 3 meciuri, 3 goluri, ce să-i cer mai mult de la Vega, Scalvini a crescut și el aici plus 2 foarte, foarte bine, Crez jucătorii, mă bucură treaba asta și ăsta a crescut plus 3, wow, deci o să luăm bani frumoși pe ăsta și ca și value, mamă, văd că Vega este cel mai mare, o să luăm o grămadă de bani pe Vega, Scalvini vreau să crească acolo și băieții ăștia ce mai avem pe aici, sugo tocmai ce a venit, uh, hai să vedem la Tănase, da, nu, tot nu, nu, nu pot să-i dau lui Tănase momentan, o să mai încercăm, bine că nu, nu l-a luat cineva cu precontract, cam atât ar fi cu episodul ăsta, sper că v-a plăcut, eu am fost Sinner și să aveți o zi faină continuare, pa, pa!